Livian de la Puterea Dragostei continuă seria de atacuri la adresa lui Lino Golden. N-are niciun talent. Livian, câștigătorul sezonului 2 Puterea Dragostei, replici dure la adresa lui Lino Golden. Livian de la Puterea Dragostei a aruncat cu vorbe grele la adresa lui Lino Golden. Este pentru a doua oară când băiatul lui Nelson Mondialul spune în mediul online că fostul protejat al lui Velea nu are niciun talent atunci când vine vorba de muzică. Bineînțeles, din punctul lui de vedere, căci numărul vizualizărilor de pe YouTube îl contrazice. Scandalul a început după ce Livian a primit întrebări de la internauți în legătură cu J'adore. Mai exact, urmăritorii fostului concurent de la Puterea Dragostei se întrebau de ce J'adore nu vrea o piesă cu Livian, ținând cont că au fost în relații bune. Ei bine, câștigătorul sezonului 2 al emisiunii Fenomen de la Canal D a explicat că nu se pune problema de așa ceva. Susținând că J'adore a făcut piese și cu alți artiști care n-ar fi meritat. Printre care și Lino Golden. Cum să se facă de rușine și să refuze o colaborare cu mine când a acceptat colaborare cu Lino? Când eu sunt și mai verbal și aspect și așa din punctul meu de vedere. Pe lângă asta nu ai fost lângă noi să vezi dacă i-am propus sau a refuzat și pe lângă asta în ziua de azi nu mai ține cont niciun interpret. Artist, de persoanele cu care se afișează sau cu care colaborează. Nu se mai ține cont. Se bagă câte 10 într-o melodie, se combină Bada din Vârf de Deal cu Vasile din Vale. Banii să iasă, vizualizările să curgă, nu se mai ține cont de asta, spunea Livian de la Puterea Dragostei, acum câteva zile. Livian de la Puterea Dragostei, un nou atac la adresa lui Lino Golden. Ei bine, se pare că atacurile continuă. Livian a mai spus în mediul online că Lino era de aur atunci când era luat sub aripa lui Velea. Lino a fost aur suflat de Velea. Acum ce să mai facă? Acum suflecă mâna de la bluză. Și uite, mai vreau să fac o completare, că nu vreau să se înțeleagă că eu, personal, îl admir pentru munca pe care o depune și ambiția, perseverență ca nu se lasă. Dar nu-mi place deloc nici stilul lui, nici ce face în materie de artă, nici gândirea lui, n-are niciun talent din punctul meu de vedere. Însă îi apreciez munca și perseverența, spunea Livian de la Puterea Dragostei despre Lino Golden.